astăzi o să vă prezentăm cum eu și sora mea am rămas blocate pe această insulă, care se numește Insula Iubirii. Surioară, hai să spălăm oglinda, că e foarte murdară. Stai, ce se întâmplă? Stai, ce se întâmplă? Unde ne-am spawnat? Surioară, mă auzi? Da. Ce, unde suntem? Nici nu știu. Ce e asta? Unde ne-am spawnat? Într-o lume abandonată. Văd că e abandonată, nu e niciun om, dar ce cu atâta roz? Eu urăsc rozul. Da. Bună dimineața, fetelor! Voi v-ați spawnat chiar în orașul roz sau orașul iubirii, cum vreți să-i spuneți. Ce-s cu hainele astea pe voi? Dacă vreți să locuiți aici sau să stați, trebuie să fiți complet roz. Dacă nu, veți fi banate după acest server. Da. Și e foarte frumos orașul nostru. Pe voi cum vă cheamă? Pe tine cum te cheamă? Adelina. Iar pe tine? Pe mine mă cheamă Mia. Ah, foarte frumos. Pe mine mă cheamă Roza. Sper că am fost înțeleasă și sper că nu vreți să rămâneți așa. Zici că sunteți sperietori. Haideți, fugiți și schimbați-vă. Ce, trebuie să ne facem toate roz? Da, mereu am vrut roz. Și eu la fel. Haideți să ne facem. Totuși, merită să încercăm. Haide la coafor. Doamne, ce nebunatize suntem. Hai să o rugăm să ne facă o coafură frumoasă. Bună... A, dar am uitat, e pustiu acest oraș. Cred că trebuie să ne facem singure. Ok, eu o să încerc. Da, haide. Okay. Surioară, uite cât de bine arăt. Wow, și tu arăți foarte bine. Tu cu ce vopseai? Eu m-am dat cu aceasta. Tu cred că te-ai dat cu astea, nu? Da, foarte bine. Bine, dacă tot suntem aici, uite, are și de-asta de make-up. Hai să ne facem un make-up roz. Wow, cât de bine arătăm, surioară! Haideți să mergem să ne luăm și haine. Uite niște cai! Da, hai să mergem să-i luăm ca să ne deplasăm mai repede. Ok, haide. Văd că pe aici nu sunt mașini, deci putem să mergem pe mijlocul drumului fără nicio problemă. Oare unde e mag... Sorry, eu nu înțeleg de ce mai pun semafoare dacă nu sunt mașini. Nu știu. Hai să mergem cu căluții noștri frumoși spre magazinul de haine. Oare unde e în acest oraș magazin? Ah, uite, cred că fix ăsta e. Bine, hai să mergem. Hai să ne luăm ce haine vrem noi. Căluții n-au cum să-i fie furat dacă e serverul gol. Haide. Aici, de fete. Uite, surioară, cât de frumos arătăm. Pe gratis. Haide să mergem să ne luăm căluții și să căutăm un adăpost. Doamna Roza ne-a zis o adresă, dar nu știu pe unde e. Cred că e pe aici. Da, cred că pe aici. Vino pe aici. Sau nu știu pe unde. În orice caz, vedem. Uite, Roza nu ne-a mințit. Uite ce casă mare și frumoasă. N-am văzut așa ceva niciodată. Și că e server privat. Hai să mergem să vedem. Că e doar a noastră, această casă. Da, nu prea e. Bine, hai să ne lăsăm căluții aici și să mergem. Wow, cât de mare și frumoasă e casa asta, surioară. Hai să intrăm înăuntru. Dar nu trăiește nimeni aici. Da, nu știu pentru cine a fost făcută casa asta sau pentru ce. Nu cred. Ne-ar fi spus. Dar mie chiar îmi place. Da. Cât de frumos. Vino. Cred că o să dormim amândouă aici. Dar sunt o mulțime de camere pe aici. Uite, papara de fitness. Da, cred că o să... Ia uite. Asta e jacuzzi. Da, să stai. Uite, ăsta e... Ah! Surioară, am căzut! M-am mutat. Ăsta e jacuzzi. Da,
Da, uite și piscină, avem și mare, avem și un tobogan gigantic, avem și să ne bronzăm. Dar hai să explorăm și sus, că sunt chiar curioasă. Ah, asta e o cameră. Da. Pentru copii. Da, și aici e o baie. Doamne, cât de frumoasă poate să fie. Și aici un dormitor. Este oare această casă, dacă acest loc este abandonat, acest oraș? Nu știu. Este un balcon, ce mare este acest loc. Da, și mergem și la topogan. Vrei să ne dăm? Da, haide. Au! Au! Chiar e caldă. La noi în Brookhaven chiar era frig. Unde te-ai dus, soră? Sunt în apă. Surioară, după atâta bălăceală și joacă, hai să mergem la culcare. Mi s-a făcut puțin cam somn. Hai pe aici. Da. Uite, avem și laptop sau calculator. Dar hai să dormim, că mie mi-e somn. Hai să stingem lumina. Asta e MacBook, surioară. Da, știu. Hai să sting și lumina aici, să nu ne deranjeze. Și hai să ne culcăm. Ne culcăm așa, cine mai stă să se schimbe. Surioară, surioară, ai auzit și tu ce am auzit și eu? Nu știu. Ai fost cumva tu? Spune-mi că nu mă supăr. Nu, eu n-am fost. Eu eram cu tine în pat. Că știu că tu mai îmi faci glume din astea. S-a auzit de aici și de undeva. Păi eu îți spuneam dacă făceam eu ceva, dacă mă duceam pe la toaletă sau undeva. Deși toaletă e lângă mine. Uite, stai, de ce e zgriată ușa? Da, chiar! Uite, păți... Ah! Cred că nu suntem vrute pe acest server. Hai să fugim. Unde? Hai să rămâncă aici, să plecăm de aici. E prea... De ce calul tău e zgriat? Da, tu de ce... E... Are sânge pe el. Nu știu, hai să fugim de aici. Oare cum ne întoarcem înapoi acasă? Nu știu, nu mai stăm în casa asta, că poate e bântuită. Cred că doamna aia ne-a mințit, Roza. Roza ne-a zis că ea nu o să mai fie pe server. Cred că ne-a dat o casă bântuită. Doar dacă nu mai putem scăpa de aici, ce facem? Ce ne facem? Nu știu, cred că o să murim. Haideți să mergem undeva, într-un adăpost. Hai la poliție. A, am uitat că nu-i nimeni. Unde să mergem? Nu știu, unde ne putem ascunde? Și mi s-a făcut și foame. Acel monstru ne poate urmări. Sau... Aici e singurată. Da, da. Degeaba e totul gratis și totul e foarte frumos dacă noi suntem, nu suntem în siguranță. Haideți să vedem că... Hai să luăm un sandwich repede. De unde vrei să luăm? Haideți să ne urcăm undeva să mâncăm un sandwich. De ce țip? Aaa, nu mai luăm niciun sandwich! Hai deodată! Fugi! Unde să fugim? Fără cai. Trebuia să luăm cai, dar nu ne-am gândit. Am fugit prea repede. Hai, surioară, uite cum ne urmărește, mi-e frică. Uite un habar părăsit, hai să mergem acolo. Uite un habar părăsit. Da, uite. Clar nu este nimeni aici. Oh, ce... Da, hai să ne băgăm undeva într-o parte să nu ne vadă, pune-te aici, jos. Sau, uite așa, pune-te după ușă. Să nu ne vadă, că mi-e foarte frică. Aaaa, surioară, mi-e atât de frică
Adică ce s-a întâmplat? Și tu ai visat ce am visat și eu? Da, am visat că m-am mâncat un monstru și că eram într-o lume abandonată, roz și... Da, și eu la fel! De ce avem pijamale roz? Ah, da, noi ne-am pus pijamalele roz. Hai să ne schimbăm, nu mai vreau niciodată să văd culoarea roz. Mi-a atât de frică! Știu că era una care ne punea să ne îmbrăcăm un roz. Da, știu. Și la iubirii, nu știu, aia n-a fost insula iubirii. A fost insula zombii sau monștrilor, ce sunt ăia? Surioară, hai să mergem să ne schimbăm de roz, că nu mai vreau niciun roz, nu mai vreau să văd roz în viața mea. Da, mea să nu mai văd roz. Mult mai bine decât roz. Doamne. Și te-am scăpat, Doamne, de rozul ăla. Nu o să mai... nu o să mai vreau niciodată ceva roz. Acum hai să mergem la mama să-i spunem ce ni s-a întâmplat. Ok. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să apreciați pentru a face mai multe videoclipuri de acest gen. Pa, pa!